tonajul care îl ai în cărlig, înțelegi? Cu tot, cu legături, cu tot. Aici e tonajul care poți ridica la raza asta de 32,1. Are 78 de metri de brac, 60 de toni de contragreutăți pe superlift, 180 de toni pe spatele macaralei, 300 de toni greutățile de pe superlift mai în spate și ai la o rază a contrabrațului ăsta care îi spunem noi superlift, e de 15,5 metri rază. Face platformă, vii, îți poziționezi aceste traverse, după care te urci pe ele, îți iei asta, te dai cu cârligul, agăți pesa, îi faci proba statică, după care o iei cu ea și te duci în locul faptic. Factorul important asta e vântul la piese de astea mari, masa portantă a vântului e foarte important de a o respecta. Masa portantă înseamnă masa în care bate vântul în ea, lovește vântul ea. Aia trebuie socotită, îți dă seama și el, de fapt, la lungimea asta de braț care are, îți dă voie să ridici piesă la 15,3 metri pe secundă, dar depinde, asta depinde, masa care lovește vântul ea. La tablere o să trebuie să fie vântul maxim 7 metri pe secundă, dar el ar fi la socotit la 165 de metri pătrați, ar veni undeva la 5,6 metri pe secundă.